important nespus a suferit enorm. A stat mereu lângă sicriu, de multe ori cu privirea împietrită, parcă neînțelegând ce se întâmplă în jurul ei. A fost o zi grea pentru Simona, soția lui Mihai Constantinescu, femeia care i-a stat alături artistului în ultimii ani și care și-a petrecut ultimele luni pe holurile spitalului, acolo unde a fost internat când părețul. Simona a sperat până în ultima clipă într-o minune, chiar declara cu puțin înainte ca acesta să-și dea sfârșitul, că este mai bine că va fi mutat pe salon. Marți seara însă, Mihai Constantinescu a făcut stop cardiac și nu a răspuns la manevrele de resuscitare, iar medicii au anulat-o pe soția acestuia de vestea tristă. De când sicriul cu trupul lui Mihai Constantinescu a fost dus la biserică, Simona a stat mai tot timpul lângă el. Ori a plâns, alteori privea împietrită sicriul sau pe oamenii care veneau să-i prezinte condoleanțe. Așa a mers și la cimitir, în urma sicriului, fără să scoată prea multe cuvinte punct la final, când totul s-a terminat și s-a depărtat de mormânt, Simona a putut să vorbească, să dea o scurtă declarație. A putut să povestească despre ultima perioadă, despre cea în care Mihai Constantinescu a fost în spital. A vorbit însă despre cel care i-a fost soț, iubit, prieten și idol. Mihai ne-a lăsat o mare moștenire, muzica lui. A fost un om minunat, un suflet de copil, virgulă, a spus soția lui Mihai Constantinescu cu ochii în lacrimi și gâtută de emoții. Mihai Constantinescu s-a căsătorit în secret cu Simona Secrier. Simona Secrier și Mihai Constantinescu au dezvăluit marele lor secret în platoul emisiunii Răi la Buni, virgulă, în urmă cu ceva timp. Cei doi și-au dorit o nuntă departe de ochii lumii și așa au și făcut. Nu a știut nici vântul, nici pământul. Am avut câțiva invitați. Ne-am simțit foarte bine. Le mulțumim nașilor că au fost foarte discreți. Nu îmi place să port verighetă. Nunta nu e făcută nici ieri, nici alaltă ieri, dar e făcută, virgulă, a mărturisit Mihai Constantinescu. Întrebat care sunt cele mari regrete din viața lui, Mihai Constantinescu spune că dispariția părinților și absența unui copil l-au afectat cel mai tare. Am o piesă care spune așa, nu fugi, nu fugi, destinule destin și te va găsi, a spus Constantinescu încercând astfel să explice absența unui urmaș. Mai mult, a povestit cântărețul Juan în urmări, la un moment dat lăsase o iubită de ale sale însărcinată, pe când era tânăr, dar acesta a făcut avort.